seara, doamnelor și domnilor, urmăriți evenimentul zilei. În Republica Moldova, campania de vaccinare împotriva gripii AH1N1 este întoi. Raionul Soroca dispune de 2500 doze de nou vaccin, donat de Guvernul României. Circa 500 de persoane au fost imunizate, printre care și Ludmila Ceban, directorul Centrului Medicilor de Familie. La această procedură au participat și colegii noștri. Înainte de a-și primi vaccinul, Ludmila Ciobanu, directorul Centrului Medicilor de Familie, a fost supusă unui control medical. I s-a măsurat tensiunea arterială și temperatura corpului. Procesul vaccinării a fost cât se poate de scurt. Foarte țin. Medicii susțin că vaccinul este o sursă sigură de protecție a îmbolnăvirii cu AH1N1. Noi am primit la moment vaccină de la uzina Cantacuzino din România. Se numește CantGrip de la denumirea uzinei. Acest vaccin este foarte eficace pentru populația care se vaccinează la timp. După administrarea vaccinului, trebuie să treacă minimum 12 zile ca să înceapă să produce anticorpi și apărea imunitatea la această maladie. Peste 30 de zile, omul este protejat în măsură de 95%. De acest vaccin beneficiază păturile cu risc sporit de îmbolnăvire. Lucrătorii medicali, gravidele în semestrul 2 și 3 al sarcinii, nu se admite primul semestru, adulții cu maladii cronice, cu toate maladiile cronice, personalul instituțiilor de asistență socială, personalul instituțiilor preșcolare, personalul instituțiilor preuniversitare, VAMA, Serviciul de Grăniceri, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția, Efectivul Armatei Naționale, lucrătorii serviciilor stării excepționale, colaboratorii serviciului pază de stat și alte categorii mai puțin numeroase. Dacă până la apariție vaccinul a fost întrebat de către populație, acum însă nu prea. Păi și n-am bolit și așa că nu pot să vă spun nimic. Dar aveți posibilitatea și noastră să vă vaccinați. O faceți? V-ați vaccinat? Nu. De ce? Imunitetul-i tare. Puțin și cunosc și cred că nici n-am să mă vaccinez. De ce? Nu prea am încredere. Nu știu, pui, ca și înseamnă asta, dar nu e și bună treabă, știi? Dar v-ați vaccinat, adică... Nu, niciodată nu m-am vaccinat, că mă păzească Dumnezeu. Dar... N-am avut când, timp n-am avut. Dar ce părere aveți despre vaccin? Nu știu, am auzit chiar de la doctor că nu chiar bună, eu nu am înțeles că nu chiar bună. Dacă poți să aperi gripa porcină, poți să dăunezi altceva. După cât am înțeles chiar și de la doctori și de pe mai multe surse de informații, spun că nu e destul de testată, nu e destul de... nu știu cât e de bun. Cu toate acestea, medicii spun că vaccinul este solicitat. În primele zile a fost o ajutaj de a nu se vaccina. Când a văzut că vaccina nu face reacții, au început să vină mult mai mulți. Adresări la moment sunt multe, reacții n-am avut, dar sunt și din acei care nu vor. Adică vaccinul este binevol. La noi este gratis vaccinul, el în general costă 8 euro o doză de vaccin, ambalajul este câte o singură doză cu siringă de unică folosință autoblocantă. La moment, numărul de îmbolnăviri cu AH1N1 este în descreștere. Medicii susțin că riscul încă mai persistă. Faceți o febră, vă simțiți foarte prost, aveți atragi, dureri în articulații, dureri în mușchi, apelați numai decât la medicul dumneavoastră de familie și în caz că dacă vă depistează acest diagnostic, deci dumneavoastră puteți beneficia de tratament gratuit. Lucrătorii medicali din colectivul nostru au administrat o bună parte din acest vaccin, o altă parte de lucrători medicali din sectorul rural au primit la locul de trai vaccinul ca să-l administreze. Deci, merge vorba că noi preîntâmpinăm următorul val care se așteaptă în lunile martie-aprilie. Gripa umană de tip nou AH1N1 a registrat în raionul Soroca 46 de cazuri și 2 decesuri, un tânăr de 27 de ani și o femeie de 48. Doamnelor și domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Noi vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!
ajunul sărbătorilor de iarnă, elevii din clasa 5-a de la Liceul Petru Rareș din Soroca au primit în dar mobilier nou. Firma care a lucrat în Liceul Petru Rareș la schimbarea geamurilor, deci a făcut un cadou, firma se numește Plastal, a făcut un cadou unei clase cu un set de scaune pentru elevi. Ceea ce a fost și este necesar în liceul nostru, deoarece noi le avem, dar ele sunt de o stare mai înstărită. Ideea de a dona aceste de scaune liceului aparține Consiliului Raional și a fost susținută de firma Plastal. Asistând la adunarea Comitetului Părintesc, Senatului Părintesc al Liceului Petru Rareș, văzând problemele cu care se confruntă astăzi liceul cu mobilierul învechit, am hotărât și am acceptat propunerea și întreprinderii Plastal de a face un cadou de anul nou a unui set de scaune pentru clasa 5-a. Știind criza economică în ziua de astăzi, la Liceul Petru Rareș a fost făcut un lucru foarte mare. A fost schimbate geamurile, practic 90% din școală au fost schimbate. Prin țăla asta am făcut un cadou pentru clasa 5-a și a liceului. Am amenajat clasa cu scaune. Copiii s-au bucurat de venirea lui Moș Crăciun și de darul primit. Din bătrân se povestește că toți anii negreșit, Moș Crăciun priveac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun cu plete albe, încotro vrei să apuci, ți-am cântat florile d'albe, de la noi să nu te duci. Elevii clasei 5-a promit că vor păstra mobilierul și îl vor aștepta pe moșul și la anul. Suntem foarte bucuroși cu așa cadou și putem chiar să promitem că acest cadou va fi păstrat. Noi l-am așteptat așa de mult pe Moș Crăciun și îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat să ne facă așa un cadou frumos și pentru că a venit la în clasa noastră, ne-a urat la mulți ani. Diriginta clasei spune că această donație este foarte binevenită. Pentru noi Moș Crăciun a fost deosebit în acest an, fiindcă ne-a adus un set de scaune, de un inventar care ne va ajuta foarte mult în procesul instructiv educativ. Întreprinderea Plastal, care a donat aceste scaune, a lucrat și la schimbarea geamurilor în acest liceu.